Hei, bună tuturor și bine v-am regăsit la un nou videoclip de pe acest canal. După mult timp, cred că au trecut vreo 3 săptămâni de când am mai postat, îmi pare rău. Chiar îmi pare rău. Doar că 2 săptămâni n-am putut posta din cauza că am avut telefonul la reparat și s-a nimerit să îl duc fix vineri și apoi să dureze până vinerea cealaltă și n-am putut să filmez imediat după pentru că a trebuit să-mi aranjez telefonul la loc. Acum, după vreo 2 săptămâni de când mi l-am luat înapoi, îl am din nou și mi l-am organizat din nou. E a treia oară. Ok, deci astăzi, după cum ați văzut și în titlu și în thumbnail, o să fac ce se află în telefonul meu. Am un Samsung A71 care mi-a dat numai bătăi de cap. Dar nu e din cauza telefonului în sine. O să vă povestesc și despre asta. În primul rând, telefonul meu e albastru pe spate. Nu știu de ce simt să vă zic și asta, pur și simplu ăsta e telefonul meu și am zis că trebuie să vă arăt. Mai întâi, haideți să vă zic un story time așa de ce a fost la reparat și ce are telefonul meu mai exact. L-am cumpărat în septembrie. Era totul bine și frumos, eram uimită de ceea ce face telefonul ăsta și acum sunt uimită de calitatea pozelor, de modul cum se mișcă și că nu se blochează și toate astea. E top telefonul, credeți-mă, chiar e super fain pentru prețul pe care îl are. Mi se pare că oferă prea multe, gen când am văzut prețul și am văzut ceea ce oferă după ce mi l-am cumpărat, am zis, oh my god, telefonul ăsta își merită banii din plin. Dar acum să vă zic experiența mea, numai a mea, neplăcută, nu neapărat numai a mea, probabil și unora le s-au mai întâmplat și la alte telefoane, gen nu e de la telefon. După cum v-am zis, în septembrie mi l-am cumpărat și peste o lună fix, deci serios, peste fix o lună, a început să mi se întâmple niște lucruri ciudate, cum ar fi într-o zi, mi s-a blocat de tot telefonul și telefonul meu nu se bloca niciodată. Asta mi s-a părut dubios. Și nu mai puteam să-l deblochez. Timp de 20 de minute m-am chinuit să-l deblochez. Și tot așa în încercările mele, nici nu știam atunci cum să-l închid, că gen dacă țineam apăsat pe butonul de închidere, o activam pe Bixby. Apoi am aflat că trebuia să țin ca și cum aș face un screenshot mai mult de nu mai știu câte secunde. Dar, așa, pentru că nu știam asta, tot nu încercam să ajung să dau asta în jos și să dau aici și să îl închid. Oh, stai. Și să îl închid de anul lăsat întări aici și să îl închid. Doar că, tot chinuindu-mă, nu puteam, efectiv, pentru că era blocat și era blocat 5 minute și apoi 5 secunde era deblocat. Și nu puteam să fac asta în 5 secunde, efectiv. Așa că mă chineam, la un moment dat s-a închis și am zis, ce bine, fix asta aveam să se întâmple. Doar că nu știam că va urma să se întâmple un lucru. A stat închis așa și cu sigla Samsung pe el, gen ca și atunci când se deschide. Știți la ce mă refer? Scria Samsung. O oră. Și faza e că dacă nu-i făceam eu ceva, cred că și în ziua de astăzi încă stătea așa. Eu între timp mi-am luat tableta și m-am uitat dacă și altora li s-a întâmplat. Faza e că înainte să mi se blocheze și toate astea, am primit o notificare cu UI System nu răspunde. Și gen, ok, UI System e sistemul de operare a lui, gen, ca și cum a făcut infart. Și după ce am căutat pe YouTube cum să-l deblochez, am făcut șmecheria aia de ținut ca și cum ai face screenshot mai mult și s-a deschis. Wow, nu vine să cred. Când am văzut că s-a deschis, eram atât de fericită. Și din momentul ăla am început să am probleme de genul. Mi se bloca, dar peste un minut se debloca singur, fără să-i fac nimica. Și doar că apoi nu-i mai mergea microfonul și difuzorul. Gen, dacă eu voiam să vorbesc cu Bixby, ea nu mă auzea și dacă mă uitam pe YouTube sau orice altceva, nu se auzea. Am descoperit asta când încercam să trimit un mesaj vocal și efectiv nu mergea deloc. Era gen, se înregistra mesajul, dar nu mă auzea. Și
apoi am început să mă îngrijorez și nu știam ce să fac. Am zis că na, poate s-a întâmplat asta numai odată, dar a început să se tot repete timp de vreo 4 zile la rând și apoi am zis ok, trebuie să mergem să-l ducem la reparat, pentru că mai ales eu m-am uitat prin comentariile la videoclipurile care m-am uitat cât timp el era închis cu aceeași problemă pe care am pățit-o eu și lumea în comentarii zicea că eu l-am dus înapoi pentru că era în garanție și toate astea. Ok, l-am dus, ni l-a reparat. Și apoi am zis, ok, o să stau liniștită, nu o să se mai întâmple nimic. După peste o lună jumate, cred, adică acum 3 săptămâni, mi s-a întâmplat din nou. S-a blocat și apoi Bixby nu mă mai auzea, microfonul nu mai mergea și nu mai auzeam nici pe ceilalți. Am zis că, ok, poate nu o să mai întâmple. A doua zi s-a întâmplat din nou. Și l-am dus din nou la reparat. Cei de acolo au zis că dacă se mai întâmplă, probabil la treia oară o să ne dea telefon nou sau bani înapoi. Și probabil lucrurile astea se întâmplă din cauza că am nimerit eu un telefon defect, pentru că se întâmplă rare ori, cred, dar am avut eu norocul ăsta. Da, e groaznic, dar nu mi s-a mai întâmplat de când l-am reparat, dar în 3 săptămâni în trecut. Sper să nu se mai întâmple sau dacă se mai întâmple, dacă e să ne dea bani înapoi, o să-mi iau Samsung A72 când o să apară. Abia aștept să apară. Adică, abia aștept să apară dacă pot să-mi îl și iau. Dar, în fine, acum terminăm cu poveștile rele, nu e din cauza telefonului, nu e din cauza firmei, nu e din cauza modelului. Pentru că am întrebat și pe story dacă mai are lume Samsung A71, mai cunosc și eu persoane care au Samsung A71, prieteni și rude cunoștințe și nu au pățit absolut nimic cu el. Am avut eu purul nenoroc. Ok, acum revenind la videoclip. Ce se află în telefonul meu, îmi pare rău pentru ăsta super lung, doar că știu că mulți, foarte mulți m-ați întrebat de ce e telefonul meu l-am reparat, ce-a pățit, chestii, și am zis, ok, ăsta e momentul să vă zic, ok. Acum, haideți să vedem ce se află în telefonul meu. Așa arată lock screen-ul meu. O, văd că s-a închis filmarea, în fine. Așa arată. Se deblochează. Am deblocare facială și amprentă și parolă, bineînțeles. Acesta este home screen-ul. Aici e prima pagină. Prima pagină am lăsat aplicațiile fix așa cum au venit, doar că am făcut aplicațiile mai mici și se încapă mai multe rânduri pentru că erau prea mari, nu-mi plăceau. Chiar dacă nu e nimic schimbat față de atunci când l-am avut prima dată, haideți să vă zic, pe bara asta de jos am telefonul, mesajele, Samsung Internet și camera. Camera e... are 64 de megapixeli și este și o funcție să-i folosești pe tot 64. Uitați. Așa. Probabil se mișcă puțin cu lag, dar nu chiar. Din cauza filmării, dar nu se mai mișcă. Vedeți, acolo filmez eu. Da, nu pot să dai zoom când filmez pe asta cu 64. Dar în fine, e foarte fain, se vede foarte fain. Nu prea folosesc eu chestia asta cu 64 de megapixel, pentru că să pot să fac pozele mai repede. Pe față am 32 de megapixel, există și funcția asta, uitați, cu 32 de megapixel. Se vede diferența în poze, nu așa, doar dacă ne uitam, cred. Dar e foarte, foarte bună camera foto. Este și așa, cu un unghi puțin mai larg și pe spate la fel, este un unghi mai larg. Așa. Am aici un single take, care dacă faci poză o să faci un videoclip scurt, îl pune și în slow motion, îți face și poze și multe altele. Video, normal, și more aici. Este, am modul pro, panorama, macro, ador macro, nu aveam până la Samsung A50 și sunt fericită că l-am. Food, nici asta nu aveam la Samsung A50, night, live focus, adică efectul de bokeh, super slow motion și hyperlapse.
și ador faptul că hyperlapse pe telefonul ăsta pot să fac și de pe față, pentru că pe celălalt telefon nu puteam. Ce îmi place din nou e că există asta, motion photo, care e ca live photo la Apple și e foarte tare. Ok, apoi am aici o leacă mai sus, Galaxy Store, galeria, magazin Play și aici un folder cu Google pe care tot de la telefon îl am, gen nu am schimbat nimic. Astea sunt aplicațiile de la Google. Am aici bara de Google să caut mai ușor și vremea. Și asta e tot de pe pagina asta, așa că hai să ne mutăm încolo. Ok, aici am totul organizat pe foldere, pentru că dacă nu ar fi ocupat prea mult din ecran. Primul folder e cu jocuri. Am Bus Simulator original, deci eu sunt cea mai înfocată fană pe jocurile astea. Eu, de când sunt mică și mă refer la mică, mă joc jocurile astea cu sora mea sau așa, știu că ea le jucă așa, păi îmi plăceau și mie și mă jucăm și eu. Deci toate jocurile astea cu autobuze le-am jucat. Apoi am Among Us, Stackball, sunt... mi l-am instalat acum câteva zile când mă plictiseam și... da. Probabil e un joc din ăla care să-l joci când te plictisești, pe care... mai ales că se joacă și fără internet. În caz că nu știți de trucul ăsta, ca să jucați jocurile care sunt fără internet normal, gen care funcționează și fără internet, fără reclame, jucați-l fără internet. Și Dream Piano, pentru că, după cum știți, eu am un hack. Deci folosesc jocul ăsta în caz că nu am somn noaptea și gen fiind greu să urmărești clapele, o să-ți obosești ochii și o să adori mai ușor. Folosiți-l, o să fie de folos. Ok, apoi am folderul cu edit, aplicații de editat, după nume. Am KineMaster, cu care editez videoclipurile, mulți dintre voi m-ați întrebat, dar este scris și în descriere cu ce editez. Sunt mai multe aplicații în descriere, dar gen pe asta o folosesc cel mai mult. NoCrop, folosesc rar, dar în fine. Snapseed e aplicația de editat poze, una dintre preferatele mele. Unfold, n-am folosit-o până acum, dar mi-am instalat-o pentru că dacă nu uitam de ea. Remini, deci și aplicația asta e un must. Pentru că efectiv dacă ai o poză neclară și o editez cu Remini, o să facă clară și e wow. Apoi am PixArt, meditez thumbnail-urile în PixArt. Prekel, cred că așa se pronunță numele, e o altă așa de editat poze. Și Polar, care mi l-am instalat numai pentru efecte. Apoi am folderul numit YouTube, doar că am YouTube Studio, normal, și Puffin. Puffin e o aplicație care îți face Google-ul ca pe desktop. Și folosesc Puffin-ul acum și la YouTube, gen să-mi pun thumbnail-ul, nu thumbnail-ul, să-mi fac lucrurile pe care poți să le faci numai de pe desktop, la videoclipuri de pe telefon, și la Classroom, pentru că mie nu mi merge Classroom-ul, nu știu de ce, gen instalat. Îmi spune să-mi instalez aplicația și chestii, dar tot nu merge, nu știu de ce, nici nu mă chinui să aflu, chiar nu mă interesează. Apoi avem folderul cu social media, WhatsApp, Facebook, Pinterest, Twitter, nu folosesc Twitter, adică mă uit la tweet-urile, dacă așa se numesc celorlalți, Yahoo Mail, Telonym și Gmail. Apoi avem un folder cu Music Space, avem Spotify, ZG, habar n-am cum se pronunță numele aplicației astea, ca să-mi descarc muzică de pe ea, ringtone-uri când mă sună, sau notification sound-uri. Shazam și Samsung Music, nu am muzică instalată pe telefon, doar gen pe care să ascult în viața de zi cu zi, doar pentru videoclipuri. Apoi am un folder cu shopping, Bershka, magazinul meu preferat, unul dintre preferatele mele, AliExpress, de pe care mi-au huse de obicei, gen husa asta e de pe AliExpress și asta e de pe AliExpress și asta e de pe AliExpress, dar asta nu e de pe AliExpress.
Ce? A, apoi am McDonald's, nu știu de ce e la shopping, adică, da, shopping, mâncare. Apoi am un folder cu tools, instrumente, gen ceas, what? Vrei să... Am avut eu vedenii sau... Limbile astea de la ceas tocmai s-au mișcat și ele chiar arată ce oră e pe aplicații. Cred că am înnebunit eu. Samsung Notes, deci sunt atât de tristă pentru că înainte să-mi duc telefonul reparat, ca să înțelegi după ce mi-a telefon de la reparat, e ca și nou. Și îmi pierd toate lucrurile pe el. Poze, notițe, absolut tot. Aveam, înainte să duc la reparat, vreo 40-30 de idei de videoclipuri inventate de mine și acum nu le mai am. Și normal că le-am uitat pentru că erau inventate de mine. Oh, Doamne! Apoi am photomath. Just don't judge me. Translate. E foarte bun pentru la franceză pentru că are jurnaia de poză. Brainly. Calculator și unfollowers, followers. Ah, erau mai trei followers. Bine, ca să văd cine îmi dă unfollow, sunt copii pe voi. Am văzut că mi-a dat un fanpage unfollow, efectiv. Păi am un folder cu Google, eu știu că aveam mai multe aplicații înainte, dar când o să aflu ce aplicații erau, o să le mai pun. Deocamdată am Home pentru un Chromecast pe care l-am la televizor să-l fac smart și Samsung Internet din nou. De ce ești aici? Pentru că... Ah, eu l-am și aici. Ok, bine, nu contează. Și acum mergem la aplicațiile care nu sunt într-un folder, pentru că sunt cele pe care le frecventez cel mai des. Instagram, dacă nu știți, Instagramul meu este acesta. Maria Iangu cu 2 de U. Foarte drăguț. Puteți să-mi dați follow. Chiar aș aprecia foarte mult. Nu unfollow, pentru că destul de multă lume îmi dă unfollow în ultimul timp. Apoi am Snapchat. Nu-l mai dau Snapchat-ul pentru că deja fac flăcări cu 110 persoane. Majoritatea fost securi și mi-e greu. TikTok, am și TikTok în caz că nu știați. TikTok-ul meu este acesta, Maria Iancu 5. Deci nu întrebați de ce se mișcă așa de greu acum, gen se încoarcă așa de greu. Cred că e de la faptul că filmez, că până acum nu se mișcă așa greu. Da, am și TikTok. Asta e cel mai popular TikTok al meu. 33,4K inimi și 177 de vizualizări. 177 de mii de vizualizări. Ok. Apoi am Messenger și apoi dăm pagina din nou. Am aici un widget cu reminder să-mi iau o pastilă. Și apoi am chestia asta cu screen time și unlocks, adică gen, cât timp a fost telefonul mai deschis și de câte ori l-am deblocat. Deja 3 ore azi. Și asta e tot ce am în telefon. A, uite, am și ecranul ăsta lateral și sunt foarte mândră că telefonul meu are lucrurile astea pentru că are infinite o display. Și lucrul ăsta mai au și telefonul meu cu ecran curbat. Nu trebuie neapărat să aibă infinite o display pentru că știu că avea Samsung S9 sau, da, avea, sau S8, avea tot așa din asta, ecran lateral și avea și funcția aia de notificări, ați văzut cum le primesc, să pun lumină pe margini sau orice altceva. Pot să le personalizez cum vreau eu și să le pun orice culoare vreau eu la fiecare aplicație. Eu am pus culorile de la iconiță de la aplicație, din Instagram mov, Snapchat galben, TikTok negru și tot așa. Ok, și în ecranul ăsta lateral am o chestie de asta cu unelte, gen, am o riglă. Deci nu aveți idee cât de folositoare poate să fie o riglă pe telefon. Apoi am o de-asta de să vadă dacă e drept cu o suprafață. Am lanterna. Nu știu ce e asta, deci nici în ziua de astăzi nu am aflat ce e asta, habar n-am ce e. Dacă știți, spuneți-mi și un compas. În pagina am un... Am uitat notificările cum faci pe margini. Am un to-do list, ca să nu uit. Chestia asta cu aplicații, gen, cred că e un shortcut ca să ajungi la aplicații mai ușor. Vremea și asta e tot.
Da. Deci asta se află în telefonul meu. Nu-i nimic wow, dar foarte mulți dintre voi ați vrut acest videoclip. Așa că eu l-am făcut. Deci am pus un Insta story pe Instagram care v-am întrebat ce mai vreți să mai vedeți pe canalul meu și mai mult de 70% dintre răspunsuri au fost ce se află în telefonul meu. What's in my phone? Și puteți să-mi scrieți în comentarii ce videoclipuri mai vreți să mai vedeți pe acest canal. Stați că acum pot să mă pun unul de aici pe mijloc. Și eu o să văd ce o să pot să fac dintre ideile voastre și dacă vă fac ideea, probabil o să apăreți și un videoclip cu comentariul. Așa că lăsați acolo multe, multe idei de clipuri. Ok, deci cam atât a fost cu acest episod. Dacă v-a plăcut, nu uitați de un like, un share prietenilor voștri și un subscribe. Nu uitați să-mi dați follow pe Instagram și dacă puneți pe Insta story cum vă uitați la acest videoclip, faceți un screenshot cum vă uitați la el sau, nu știu, dacă vă uitați pe televizor, că am văzut mulți care se uită pe televizor și eu mă uit pe televizor la unele videoclipuri, faceți acolo Insta story, dați-mi tag și o să vă dau repost la mine pe story și dați-mi follow și pe TikTok, pentru că poate mai fac și TikTok-uri, n-am mai făcut de mult, dar nu contează, puteți să-mi dați follow pe TikTok și vă iubesc foarte mult și vă iubesc foarte mult. O să postez din nou în fiecare duminică, cel puțin sper. Așa că lăsați-mi idei. Ok? Vă iubesc! Me by, binging in my sentimental mind.